Domnule Chirițoiu, ați solicitat opinia Comisiei Europene referitoare la limitarea achiziției de masă lemnoasă. Ați spus într-un comunicat de presă, Consiliul Concurenței a spus că menținerea unei limitări la achiziția de masă lemnoasă ar putea să fie o încălcare a tratatului privind funcționarea Uniunii Europene de liberă circulație a mărfurilor, care ar putea să aibă o consecință în declanșarea procedurii de infringement împotriva României. Explicați-ne ce așteptați din partea Comisiei Europene? Ce riscă România? Suntem în plină dezbatere, în plină controversă civică și politică. Sigur, partea politică nu vă privește pe dumneavoastră, dar e un mare interes legat de codul silvic și de introducerea acestei prevederi. Cred că interesul este pe deplin justificat. Industria forestieră, industrie importantă în România, ca cifră de afaceri. În același timp, dincolo de preocupare economică, preocupare absolut legitimă privind protecția mediului și sănătate și menținerea solului, da? Combaterea inundațiilor și așa mai departe. Deci sunt lucruri foarte importante și normal că opinia publică să fie preocupată. Nu cred că cineva se opune cel puțin public în România unor eforturi de a combate defrișările ilegale și de a limita tăierile de masă lemnoasă. Și cred că este un obiectiv absolut legitim pe care îl au toate autoritățile și care e susținut de opinia publică. Și dacă codul silvic, nu e zona noastră de activitate, dacă codul silvic vine cu măsuri în zona asta, evident că el este binevenit. Noi ne uităm numai la partea, deci avem o bucățică foarte îngustă din cod la care ne uităm, ne uităm la funcționarea pieței. Și din punctul ăsta de vedere am ridicat semne de întrebare privind măsuri, cred eu, nu esențiale, nu cheia codului, privind limitarea cotei de piață pe care o companie care acționează în industria respectivă poate să o dobândească. Deci o măsură neobișnuită, adică nu avem niciunde în țară, în România, nu avem genul ăsta de măsură în altă industrie. Mă gândeam drum încoace, nimeni nu vă spune să nu vă abonați la Orange, că Orange are deja prea mulți abonați și am hotărât noi să oprim la X% din piață numărul de abonați al Orange. Sau avem bancă care Sau are operator dimensiuni de mari. cablu. Cablu, cord de gheață sunt chiar mari, da? Deci nu, în multe industrii se întâmplă, companiile cresc, e dreptul lor să crească, dacă consumatorii sunt mulțumiți, asta e economia de piață. Ce sancționează în mod corect legea? Sancționează companiile care, ajungând să fie mari, abuzează de poziția lor. Da. Și într-adevăr, asta putem să facem noi. Avem instrumentele legale, nu ne trebuie o lege nouă. Pe legea existentă, Consiliul Concurenței poate să sancționeze abuz de poziție dominantă. Este un risc de abuz de poziție dominantă în cazul Holz Dar, în Industry? general, definim, nu e bătut în, sau, știu eu, scris în piață, dar 40% în general cota de piață la care ne uităm cu atenție. Deci o companie peste 40, care are o cotă mai mare de 40%, credem că are o poziție dominantă și atunci are o serie de restricții. Așa m-am amendat Cunoșpan în câțiva ani, în care, având o cotă mare de piață, au crescut brusc prețurile. Da? Au dublat, practic, prețurile peste noapte și atunci am spus, domnule, este un abuz al poziției voastre, prețul excesiv, eu am amendat. Decizia noastră a fost confirmată de înalta curte, amenda a fost plătită. Deci vreau să spun, există mecanisme în legea românească care e identică cu legea europeană, care sancționează genul ăsta de practici, abuz de poziție dominantă. Nu văd de ce am venit cu prevederi suplimentare pe zona asta. Altfel, avem lege, s-a defrișarea ilegală. Prin definiție, dacă spun defrișarea ilegală, e clar că e o lege care o interzice. Deci nu avem decât să aplicăm legea care interzice acele tăieri. Comercializarea unui lemn tăiat ilegal. Există lege care interzice așa ceva. Deci, cred că soluția este mai degrabă să aplicăm legile pe care le avem, să ne organizăm în mod serios, corect, cinstit, să ne facem treaba, fiecare instituție, să aplicăm cadrul pe care îl avem. Cred și noi vom aplica cadrul legislației a concurenței care are pârghiile necesare și cred că atunci lucrurile vor merge mai bine. Nu știu dacă e o idee foarte bună, pentru că nu ești în stare să aplici niște legi, să te apuci să inventezi altele. Ce se va întâmpla
În cazul în care Comisia Europeană spune că acest proces de 30% trebuie eliminat, iar Parlamentul va fi votat deja acest prag, sau votează codul silvic în forma actuală înainte de opinia, de recomandarea Comisiei Europene? E o consultare, exact. E o consultare a Comisiei Europene. Comisia Europeană că nu are un rol decisiv. Nu. E doar pentru informarea noastră, pentru că atunci când avem dubii, orice autoritate cu care lucrăm noi în România, când ne sfătuim între noi, nu ne sunt clare anumite lucruri. Când pe de avem altă parte, dubii, spuneați că România riscă o procedură de infringement. Da, o secundă. Deci când avem dubii, întrebăm Comisia Europeană și ea ne sfătuiește ce consideră ei că e compatibil sau care sunt măsurile pe care sunt compatibile cu legislația europeană. Noi, desigur, ne facem legile cum credem la noi în țară. Dacă însă apare după aceea o plângere adresată Comisiei Europene sau Comisia deschide o investigație din proprie inițiativă, poate să considere că România încalcă tratatul, atunci avem o procedură de infringement care și aia durează. Deci, într-o primă fază ne cer să modificăm legea, dacă noi nu o modificăm, ne pot ataca în instanță la Curtea Europeană de Justiție, care ne poate obliga într-adevăr să modificăm. Deci numai Curtea Europeană de Justiție ne poate obliga să modificăm. Deci este un proces de durată. România, în general, e disciplinată. Avem o serie de proceduri de infringement deschise, dar până la urmă, poate și cu întârziere, dar în general ne conformăm. Deci România nu este o țară cu cazuri grave de încălcare a legislației europene. Domnule Chirițoiu, îl auzeam într-o emisiune de televiziune pe premierul Victor Ponta vorbind despre o persoană din Consiliul Concurenței care ar fi lucrat pentru această firmă austriacă, așadar un posibil conflict de interese sugerat de șeful guvernului, nu de cineva de pe stradă. Care este poziția dumneavoastră în cazul acesta? 1. Există prevederi legale acum privind evitarea conflictului de interese. Aș vrea să le întărim. Vom modifica legea concurenței în acest an, aș vrea să mergem pe modelul Comisiei Europene în care nu ai voie să lucrezi pe cazurile de care te-ai ocupat un număr de ani după ce pleci din instituție. Persoana aceasta lucrează pe cazul Holz Industrie? Asta vă spun, nu. Da? Deci dacă în principiu sunt absolut de acord că trebuie să întărim și să întărim legislația și să evităm conflictul de interese, în acest caz nu văd problema. Persoana a plecat, persoana, doamna, da? A plecat din Consiliu cu câțiva ani înainte de a apărea subiectul codului fiscal, codului silvic. Nu s-a ocupat de industria forestieră vreodată, a plecat la o firmă de avocatură, nu e șefă, e angajată a unei firme de avocatură care are zeci de clienți, printre care și una din firmele care e acum în discuții. Deci e foarte lăturalnică, dar relația asta e în esență nulă. Respingeți orice imixtiune, tentativă de influențare a activității Consiliului Concurenței prin intermediari, în cazul acesta concret? Cred că e un caz care a creat multă agitație în mass media. Dar pe noi e un caz foarte simplu. Nu vorbesc despre mass media, vorbesc despre o luare de poziție a șefului Guvernului României. Serios. Serios? Da, serios. Uitați-vă pe punctul de vedere al Consiliului. E ABC. Deci nu e vreo analiză sofisticată, vreo... Da, sunt lucruri absolut elementare. Da? Pe care le spunem acolo, nu e niciun caz complicat din punctul nostru de vedere. E un caz de rutină, care ne-am făcut treaba, lucrurile sunt cât se poate de clare din punct de vedere, din punctul nostru de vedere concurențial. Cred că se discută mult mai mult decât e cazul, da? Ar putea să decredibilizeze activitatea Ministerului, activitatea Consiliului Concurenței o declarație făcută de la înălțimea unei astfel de demnități, cum e cea de șef al guvernului? Asta cred că dumneavoastră sunteți mai bine poziționată să judecați cât de mare credibilitatea Consiliului și cât de credibile sunt acuzațiile pe care, nu știu, actori politici le